În Republica Moldova, în 12 localități de pe ambele maluri ale Nistrului, vor fi deschise 30 de secții de vot între ora 8 și 20:00 ora locală. În Chișinău, cetățenii Federației Ruse își vor putea exercita dreptul la vot la Centrul Rus de Știință și Cultură, aflat pe adresa strada Mihai Eminescu 2. Mai multe informații despre amplasarea secțiilor de votare sunt disponibile pe site-ul Ambasadei Ruse în Republica Moldova, care sunt publicate inclusiv și în presă. Potrivit lui Vasnețov, alegătorii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate, pașaportul intern sau de străinătate al Federației Ruse fie și expirat. Sunt admise și alte tipuri de documente. Lista acestora poate fi găsită pe site-ul Ambasadei Rusiei în Republica Moldova. Totodată, o atenție deosebită va fi acordată măsurilor anti-COVID. După cum a menționat ambasadorul, secțiile de votare au fost dotate cu o cantitate necesară de dezinfectant. La intrare în edificiu va fi măsurată temperatura alegătorilor și va fi impusă respectarea distanței fizice. Am lucrat asupra problemei securității sanitare pentru alegători și membrii comisiilor electorale, luând în considerație situația epidemiologică din țară. Îi așteptăm la secțiile de vot pe toți cetățenii Rusiei, pe cei sănătoși, cei care au fost bolnavi și cei vaccinați. Totodată, desigur, vor respecta recomandările și cerințele sanitare stabilite de autoritățile locale. Subliniem că alegerile pentru cea de-a 8-a legislatură a Dumei de Stat vor avea loc pe 19 septembrie 2021. Alegerile se vor desfășura conform unui sistem electoral mixt, în baza listelor de partid și circumscripții uninominale. 14 partide politice s-au avântat în cursa pentru mandatul de deputat. La acest scrutin nu vor fi prezenți observatorii din țara noastră. Această decizie a fost luată de președintele Parlamentului, Igor Grosu.